alert, DNA cere redeschiderea dosarului pentru procurorul Negulescu. O adevărat bomb vine din justiție. Procurorii DNA au cerut redeschiderea dosarului procurorului Mircea Negulescu Portocal, un dosar închis din anul 2015, informează Antena 3. Pe numele lui Negulescu ar fi fost făcut la nivelul anului 2015 o amplă plângere penală, de către o persoană care a fost cercetat de către acesta. Negulescu ar fi făcut falsuri în determinarea primarului comunei unde s-ar afla terenul, pentru ca acest să îi acorde fiului său titlul tânărul comunei, context în care se primească respectivul teren, informează Libertatea. Apoi, spun sursele judiciare, la DNA ar fi ajuns informațiile potrivit cărora vila ar fi fost ridicat cu materiale de la persoane pe care acesta le cerceta. Astfel, afirm sursele citate, Negulescu ar fi primit materiale de construcție de la persoane aflate în proceduri judiciare. Despre această plângere sursele citate afirm că ar fi stat în nelucrare la DNA iar în final s-ar fi dispus o soluție de clasare.